Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică, medalie de aur și cel mai mare punctaj din competiție la proba teoretică, Dragomir Andrei. Olimpiada Europeană de Fete la Matematică, Ana Boiangiu, medalie de aur. Elevii de aici excelează și la chimie, robotică, fizică, iar lista este una lungă. Mihnea tocmai a fost admis la prestigioasa universitate Cambridge. Am avut onoarea de a reprezenta România la unul dintre cele mai prestigioase concursuri internaționale, cum ar fi Olimpiada Asiatică de Fizică și Olimpiada Europeană de Fizică. Viața, în primul rând, e o călătorie care înseamnă perfecționare continuă. Asta am fost învățat de mic în cadrul familiei. Elevii de aici au atins și o performanță rară în Europa. Echipa RomSpace a trimis doi sateliți în spațiu pe nava deținută de Elon Musk. Credeți că sunt singurii din liceu care fac astfel de proiecte? Avem și alți colegi care se joacă cu roboți pe pământ, nu numai acolo sus. Au program special, deci ei se pregătesc altfel decât toți ceilalți copii, ca orice olimpic. Să știți că pentru ei este un mod de viață. Pentru a-i sprijini pe elevi să atingă performanța la cel mai înalt nivel și condițiile sunt pe măsură. În primul rând, nu sunt atât de mulți copii în clasă. Acum sunt cam 20, au fost, acum sunt 16-17. Disciplina în școală și curățenie. Elevii Liceului Internațional de Informatică din București au câștigat doar în acest an la concursuri internaționale peste 42 de medalii de aur.